Bună, Steve! Ce pui la cale? Nivelez șoseaua în fața spitalului ca să-i fie lui Amber mai ușor să aducă pacienții? Hei, ia uite! Bună, Amber! Dar unde mergi? Să vezi ce face Jerry, care nu se simte prea bine? Dar ce s-a întâmplat? Ți-ai uitat stetoscopul? Mai bine te-ai întoarce după el. Înapoi la treabă, Steve. Ce spui? Trusa cu medicamente a lui Amber. Oh, nu! Steve, ești atât de neîndemânatic. Mai bine l-am vizitat pe Tom la spălătorie și te-am curățat. Am o treabă importantă pentru voi astăzi, băieți. Steve a trecut peste geanta lui Amber și s-a murdărit cu medicamente. Uite, uite-i că vin. Băieți, îl puteți curăța? Minunat! Să începem! Cu ce începem, băieți? Trebuie să-l spălăm pe Steve prima dată? Ok, Tom, să vedem! E suficient de curat? Nu? Ce să mai încercăm? Săpunul? Îți place, Steve? Stai nemișcat! Of, Doamne! Cred că ești cea mai neîndemânatică mașină din orașul mașinilor. Ești mult mai curat acum, Steve. Dar ce vei face cu plasturele ăla lipicios? Vrei să încerci o unealtă nou-nouță? Ok, Tom, să facem o încercare. Ești gata pentru restul spălătoriei? Minunat! Să mergem! Prima dată, rolele! Acum periile. Mult mai bine.
Bună treabă, băieți! Ne vedem data viitoare! Salutare, micule Charlie! Salutare, micule Tom! Ce faceți? Culegeți fructe? Minunat! Charlie! Tom spune că tatăl tău va veni în curând. Charlie? Charlie? Ai văzut niște struguri care cresc alăturat? Tom are dreptate. Te vei murdări culegându-i. N-ai cum să-l oprești, Tom. Charlie, ar putea fi un deranj mare. Ți-am spus! Prietenul tău, Charlie, se acoperă tot în suc de struguri. Ia uite-l că vine! Oh, Charlie! Uită-te la tine! Tom are dreptate. Ar trebui să mergi la spălătoria tatălui lui, repede, înainte ca tatăl tău să te vadă. Cred că Tom se pregătește să mănânce piersicile acelea. Micul Charlie a cules struguri. Micul Tom i-a spus să nu culeagă. Dar nu a putut rezista. Crezi că vei putea scoate acele pete înainte ca tatălui Charlie să apară? Tom! Va fi nevoie de mai multă apă ca să putem da jos tot sucul ăla de struguri. Folosești chiar și bule! Perfect! Haide, micule Charlie! E timpul să facem niște bule! Oh, Charlie! Arăți ca un orișor! Haide să dăm bulele jos! Se pare că rolele nu sunt eficiente. Poate Tom are o altă idee. Sucul de struguri încă nu s-a dat jos. Ai mai putea încerca ceva înainte ca tatălui Charlie să apară? Vrei să-l acoperi cu făină? Va elimina petele de pe vopsea? Ce inteligent! Wow! Ce efect incredibil! Mai ai nevoie doar de o limpezire și o uscare rapidă. Mm-hmm.
Mult mai bine. Tatăl tău nu va ști nimic? Exact la timp. Se pare că tatăl tău este aici. Charlie, ce s-a întâmplat? Ai mâncat struguri? Așa, tată, așa fiu. Nu te îngrijora. Tom știe exact cum să elimine petele acelea de pe tine. Mulțumim că ai avut grijă de Charlie și de tatăl său, Tom. La revedere, mașinuțelor! Bună, băieți! Ce puneți la cale? Prindeți vitezoman, nu? Pare distractiv. Oh-oh! Atenție! Of, Doamne! Nu te îngrijora, micule meu. Spălătoria lui Tom te va curăța imediat și te vei întoarce la muncă împreună cu tatăl tău. Haide să mergem! Uite că am ajuns! Du-te cu Tom, el te va pregăti. Deci, ce părere ai, Tom? Sunt atât de multe metode de curățare? Oh, mă întreb ce face asta. Distracție plăcută! Wow! Minunat! Ce urmează, Tom? Interesant! Ești gata pentru următorul pas, micule Matt? Ia să vedem! Acum cu siguranță ești curat! E timpul pentru limpezit și uscat? Bun! E timpul pentru marea limpezire, micule Matt? Arăți perfect! Cum te simți? Bună idee! Să mergem să-l vedem pe tatăl tău! Bună, Harvey! Ai adus un cadou? Ce drăguț din partea ta! La revedere, băieți! Ne vedem mai târziu! Să rămâi curat, micule Matt! Bună treabă astăzi! Ne vedem data viitoare, Tom! Cred că Jerry se antrenează pentru o cursă și cu așa rezultate va câștiga cu siguranță! Dar șuriul nu va fi impresionat de toată mizeria aceea de pe el! Nu te îngrijora, Jerry.
Mai este încă suficient timp pentru tine să mergi la Tom să te cureți. Hei, Tom! Jerry are nevoie de o curățare serioasă înainte de cursa din această după-amiază. Poți ajuta? Minunat! Jerry, poți intra! Tom va opera mașinile din camera de control. Să începem prin a-l stropi pe Jerry cu puțină apă curată. Încă este mult noroi pe vopseaua lui Jerry. Vom avea nevoie de mult săpun ca să scăpăm de ea. Areți din ce în ce mai bine, Jerry! E timpul ca rolele să treacă la treabă! Iar acum e timpul să frecăm urmele astea de noroi. Ai dreptate, Tom. Periile ar putea zgâria vopseaua lui Jerry. Mai bine ai folosit bureții. Gata, Jerry? Bună treabă! Oh, stai puțin! Trebuie să te speli și pe dinți. Sunt foarte murdari. Deschide larg, Jerry! Vin periile! Ăsta, da zâmbet strălucitor! Să te limpezim și să te uscăm! Stai așa, Jerry! Acum vine uscătorul! Bună idee, Tom! O polișare cu ceară îl va păstra pe Jerry curat în timpul cursei. Ei, cu siguranță arăți ca un campion, Jerry. Mai bine te întoarce la pistă pentru cursă. Ei, ce spui de asta? A ieșit soarele. Mulțumim pentru ajutor, Tom, și mult succes în cursă, Jerry.